Și mi-a, în primul rând, mi-a convins cu faptul că are mobilitate, da? Că oamenii poate să se conecteze de oriunde. Gândiți-vă că era începutul pandemiei, 2020, era o chestie foarte inovativă și foarte bună pentru noi, în care oamenii nu mai trebuiau să vină la birou și puteau să-și facă cereri de concediu sau alte tipuri de cereri de concediu. Putea să se facă prin aplicații pe care ei le știu cât de cât sau le foloseau cât de cât. Disponibilitatea, iar ne-a convins, este un element care ne-a ajutat, este disponibilă 24 ani doarme și nu are nevoie de concediu. Și ne-a ajutat să îmbunătățim experiența cu HR-ul, fiindcă oamenii au văzut că inclusiv HR-ul face ceva să modernizeze procesele. Bineînțeles și promptitudinea, aici ne referim mai ales la faptul că, după cum știți, să semnați o adeverință, necesită ca un om să facă hârtia și un alt om să o semneze. Și asta, cel puțin la noi, în organizație, lua ceva timp, mai că adeverințele noi și-au în aceea zi. Mai dura, mai era nefericită. Cu Timea am rezolvat problema asta. Astea sunt instant, se pot scoate pe loc. Pe zona de optimizare de operațiuni, în primul rând simplifică procesele. Ne-a ajutat foarte mult să desemnăm noi procese în care omul doar se duce și intră pe Timea și își obține informația dorită. A susținut și susține în continuare noi modul de lucru. Creează timp liber pentru echipa de HR. Echipa de HR, în loc să stea să facă adeverințe, poate să facă alte task-uri mai importante și cu o valoare adăugată mult mai mare. Ca și număr de mesaje, după cum vedeți, în an de zile, noi le-am dus undeva spre 11-12.000 în cele două canale. Iar ca număr de adeverințe, după cum vedeți, numărul lor crește anual, un număr, zicem, mai foarte, foarte mare, așa fel încât echipa de HR admin să nu mai stea să livreze astfel de documente către angajați.